Doctorul Horia Slobozeanu este unul din intelectualii dobrogeni care au trăit în perioada interbelică și de care, din păcate, noi încă știm foarte puține lucruri. Știm puține lucruri și despre viața lui și despre activitatea lui, dar mai cu seamă despre relația lui cu lumea culturală. Este amic al scriitorilor, al poeților, dar mai ales al pictorilor. Se știe că pe timp de vară în zona aceasta veneau foarte mulți dintre pictorii români care alegeau zona Mangalia sau a Balcicului, unde lucrau din plin un sezon întreg. Dar, dincolo de legăturile doctorului Slobozeanu cu lumea artiștilor plastici, latura interesantă este apropierea lui de lumea arheologică. Un arheolog pasionat până la urmă, pentru că a participat și la lucrări de cercetare perieghetică, a și adunat multe materiale, a și publicat în revistele de specialitate, în cele mai serioase reviste. Încă din anii 20, de la începutul anilor 20, pasiunea aceasta l-a dus în multe momente alături de arheologi, de arheologii consacrați, alături de un Vasile Pârvan, de pildă, care era foarte interesat de zona aceasta litorală și se știe destul de puțin de activitatea lui aici, dar și alături de Grigore Florescu, cel care a început activitatea la Capidava. În 1924, la Eforie Sud, se înființează un muzeu arheologic care are drept exponate descoperirile făcute de Horia Slobozeanu. Ochiul, cel puțin la un moment dat, foarte experimentat al doctorului Slobozeanu, a făcut ca numărul descoperirilor să fie foarte mare. Așa se întâmplă că avem între materialele adunate și expuse, dar și cercetate de arheologii noștri, cei de primă mărime cu care el a colaborat, sunt materiale din epoca neolitică, sunt materiale din epocile greacă și romană, sunt materiale de la sfârșitul antichității pe care le-a colecționat și care sunt deosebit de importante. Multe resturi de construcții, elemente de arhitectură care sunt și au valoarea lor, au o valoare deosebită. Sunt multe inscripții care au fost la rândul lor studiate, dar sunt multe lucrări de artă, sunt multe lucrări cu caracter religios și aici fie că e vorba de lucrări care redau zeița Cibele sau Cavalerul Trac, ca să enumerăm numai aceste două exemple, sunt între piesele care au fost expuse și care, sigur, la vremea respectivă au putut să fie văzute și admirate în muzeul de la Eforie Sud. Valoarea materialelor pe care le-a găsit a fost, un factor care i-a determinat pe toți marii cercetători din arheologia românească să se ocupe de descoperirile făcute de Horia Slobozeanu. O parte din descoperirile care au fost expuse în muzeul de la Eforie Sud au ajuns la muzeul din Constanța. Unele au fost depozitate, altele au fost expuse, dar unele dintre cele mai valoroase, există câteva inscripții foarte valoroase referitoare la evoluția creștinismului, mai ales în secolul 5-6 după Hristos, și aceste inscripții au ajuns la Muzeul Național, la Muzeul Național de Istoria României. Ca să închei, aș spune că e un păcat al nostru că un astfel de om, o astfel de personalitate care a fost foarte important în mediul care a activat, dar și pentru cultura constanțeană sau dobrogeană în general, astfel de oameni sunt foarte importanți și, din păcate, atenția pe care le acordăm este minimă sau aproape nulă. Iată că avem
acum în discuție un om care, pentru noi arheologii, pentru istoricii din zonă, este un mare exemplu de urmat, pentru că se știe de către toată lumea ce înseamnă să mergi kilometri pe teren, să alergi, să culegi materiale, în așa fel încât la un moment dat să poți să deschizi un muzeu, ceea ce este fabulos.